Dacă îi spui omului că puți, miroși urât, ce ai? Vreau să fiu un pic rău. Bigorexia asta. E o boală în culturism? Bigorexia, da, opusul anorexiei, nu-și va ține. Mai arată ca și pe vremuri. Nu mai arată. Îl vezi, îl vezi supărat? Ce e mai greu? Să slăbești sau să te îngrași? Ce e mai greu pentru tine? De exemplu, corpul tău reacționează mult mai bine la acea proteină, acel prăfuleț pe care îl pui tu, da? Decât la acea masă de porc cu cartofi și cu murătură. Mâncare acasă sau la restaurant? Bună seara, Nic! Bună seara, Septimiu! Îmi pare bine că purtăm această discuție. Asemenea, îți mulțumesc pentru invitație, este o plăcere. Într-un loc, să zic așa, pitoresc și colorat, nu? Într-un loc în care, cum ziceam mai înainte, de obicei stau în picioare la aparate, niciodată pe scaun sau culcat la aparate, este o postură interesantă și foarte, foarte creativă. Mă bucur că suntem aici pentru super acest podcast. Și stacul ăsta de box, avem niște boxuri aici în spate care întrețin atmosfera. Referitor la subiectul ăsta, Nic, dacă avea o super putere, care ar fi ea? Mamă, super putere, îmi place întrebarea ta din start. Doar una singură. Să știi că nu sunt atât de visător precum ar trebui ca și un tip cu orientare artistică. Am să spun ceva destul de concret. Măi, dacă aș avea o super putere să fiu mereu așa cum sunt, când sunt aliniat 100% cu țelurile mele, să fiu tot timpul așa. Deci să rămâi același Nic? Cred că mi-ar plăcea să rămân conectat 100% la acea versiune a mea în care mă simt perfect aliniat cu tot ceea ce vreau să fac. Cu toți avem momente când parcă obosim, o luăm mai moale, știi ce zic? Să rămâi acolo 100% sarți. Oamenii de succes, din câte am văzut eu, cam asta îi diferențiază de restul. Rămân foarte bine conectați. Acum, de super puteri, îți dai seama, nimica nu este irealizabil în momentul în care faci pași mărunți constant, zi de zi. Deci, ce să înțeleg eu? Că superputerea mea este să fiu eu însumi mereu așa cum sunt în versiunea mea cea mai bună. Deci superputerea asta ți-ai dori eu tu să... Pentru asta lucrez, pentru asta mă trezesc din pat în fiecare zi. Referitor la subiectul ăsta, spuneai tu, te citești, da? Te ascult. 90 de zile în care mănânci ce spun eu, așa. Te antrenezi cum spun eu. Ce reprezintă asta? Septimul, ți-ai făcut bine tema. Sunt un mic că ai găsit... Ca de fiecare dată. Așa. Uite, este vorba de un program online, de monitoring online, o transformare în 90 de zile. A venit ideea asta prin simplul fapt că atât de mulți oameni nu reușesc să ajungă la sală. Și atunci am creat acest program pentru oameni care vor să se antreneze, oameni care au o zi plină de dimineața până seara și ar dori să facă ceva, dar nu mai au timp să facă ei singuri toată cercetarea, ce mănânc, cum antrenez. Apelează la mine, stabilim un plan de nutriție corespunzător pentru stilul lor de viață, un stil de antrenament, din nou, care să și-l poată permite uneori acasă, alteori la sală, în funcție de posibilități. Și rezultatele sunt uimitoare atunci când ai pe cineva care te trage de mână, când fiecare dimineață îți spune, trimite-mi cântarul. Okay. E plin de poze cu cântar la mine în telefon, e okay. Plin de poze cu întrebări și toate sunt rezultatul acestui program. 90 de zile în care mănânci ce spun eu, te antrenezi cum îți spun eu și în 90 de zile nu-ți garantez, nu-ți promit nimic că vei fi versiunea ta ideală, pentru că depinde de unde pornești. Dar cu siguranță te privi înapoi și vei spune, am pornit pe un drum pe care merită să merg mai departe. Știi care e chestia? Cum am pățit-o și eu de foarte multe ori, că aveam sindromul ăla prima zi la sală, există așa ceva? Există cu siguranță. Și eu l-am trăit de mai multe ori, știi, de asta. Deci ai mers de prima oară de mai multe ori, da. te-ai reapucat de mai multe ori, ca și da. Mine de altfel în adolescență. Da. Și retrăiam prima zi, știi? Prima zi la sală, nu știu dacă ți amintești, era pe vremuri Nuiele, sala aceea, așa spunea și la Nuiele, acolo okay. Jos pe malul Crișului. Un beci, o săliță mică, da. Foarte drăguță, era singura din perioada în care eram eu la liceu. Mm-hmm. Și în prima zi la sală,
Țin minte că am văzut niște oameni care mi se păreau extraterestri și mă simțeam pe lângă ei, așa, un copilaș de 12 ani și aveam deja vreo 18. Și sindromul a fost că am privit în jurul meu, m-am simțit pierdut, n-am știut la cine să apelez, ceea ce m-a determinat să ofer o mână de ajutor în viitor, când am ocazia, celor care intră prima oară în sală, o mică plimbare, un mic tur, fiecare din beneficiază experiența de... ta, spune-ne, ce trebuie să facem prima zi când mergem la sală? Măi, dacă ai un prieten care se oferă să te ducă și să te inițieze un pic, e ideal. Dacă nu ai acel prieten, e bine să discuți cu cineva la recepție, să întrebi de un antrenor. Chiar dacă nu urmează să angajezi acel antrenor, este de datoria lui să-ți facă un tur prin sală și să înțelegi un pic despre ce e vorba. Să nu fii intimidat, să înțelegi cam ce se întâmplă pe acolo. Pentru că când umbli la sală, există tot felul de mituri. Așa. Și unul dintre ele care mi-a rămas mie în cap e dacă ești tânăr și în dezvoltare, adică ai undeva la 17-18 ani și vei ridica greutăți, nu vei mai crește. E adevărat? Septimiu, aici trebuie să punem în perspectivă următorul lucru. Într-adevăr, dacă ești în creștere, există unele exerciții pe care nici eu nu le-aș recomanda, nimic care tasează coloană. Nu aș recomanda genuflexiuni cu greutate pe umăr. Okay. Nu aș recomanda ridicări de gantere deasupra în momentul în care tu stai în picioare și tot așa, sau șezuci, îți tasează coloana. Dar sunt atât de multe exerciții. Mersul la sală nu presupune doar ridicat, presupune și tras și împins. Este o grămadă de aparatură care poate fi corespunzătoare și pentru tineri în creștere. Spune-mi trei greșeli pe care le fac începătorii când merg la sală. Doar trei. Vor să devină prea repede Arnold Schwarzenegger și se accidentează. Okay. A doua, dacă au deslăbit, își taie mult prea repede carbohidrații din alimentație și dau kicks, se blochează metabolic. Este o a doua greșeală. Okay. Și a treia greșeală este că... Adică se înfometează. Se înfometează ajungând la un blocaj metabolic, pentru că nu mai au de unde să taie. Tu, ca să tai în greutate, trebuie să mergi treptat. Okay. Ei fac pași mari. Și a treia greșeală este, bineînțeles, că așteaptă rezultate mult prea repede. Nu au răbdare să vadă rezultatele în timp. Așa suntem noi învățați ca oameni. Dă-mi mâine ce pot să fac ieri. Fast food culture, știi, de acolo vine totul. Totul trebuie să meargă rapid. Ok. Ce fel de antrenament trebuie să facă un începător? Un începător depinde de țelul lui. Okay. Care vrea să pună mască musculară sau să slăbească. Exact, să pună masă musculară. Deci pentru a pune masă musculară, uite, eu sunt un începător, am 17 ani, vreau să pun masă musculară. Ce antrenament ar trebui eu să fac? Sunt niște antrenamente specifice pentru asta, evident. Trebuie să începi printr-o nutriție corespunzătoare. Nu putem să ne antrenăm și să așteptăm creștere separat de nutriție. Deci trebuie să fie interconectate. Bineînțeles. Nutriția joacă aproximativ un rol de 70-80%. Nu înseamnă că nu dăm 100% la sală, dar din marea schemă trebuie să înțelegem că 70-80% e nutriția. Deci dacă tu ai acel surplus de carbohidrați care permit mușchiului să-și ia resursele necesare și din proteină și din carbohidrați să se dezvolte, să-și facă sinteza proteinelor după antrenament, tu vei reuși ca prin antrenamente ușor în creștere, ca și intensitate și ca și greutate, să dezvolți acea masă musculară. Durează, depinde de tipul somatic, depinde de vârstă. Tu ai 17 ani, ai spus. Da. Ești într-o perioadă ideală pentru asta. Deci, e perioada ideală. E perioada ideală. Hormonal ești maxim. La 17 ani, testosteronul explodează, sare prin tavan la vârsta aia. Este vârsta ideală la care poți să construiești masă musculară de calitate. Referitor la subiectul ăsta, am văzut că aveți un program. Se cheamă Fit Teams. Chiar este un program foarte, foarte drag. Spune-mi un pic despre... Fit Teens s-a născut din, oarecum, din experiența mea de viață, din amintirile mele de la vârsta aceea. Crescusem foarte mult în înălțime dintr-o dată, Septimiu. Și nu știu dacă ți imaginezi un băiat la 1,83 și 59 de kilograme, ăla eram eu. Deci, realmente era o discrepanță majoră, pentru că crescusem de la 1,62 la 1,83 într-o vară. N-am reușit să pun și 20 de kilograme în acea vară și m-am trezit foarte complexat dintr-o dată.
Și am intrat într-o fază în care am început să mănânc. La vârsta aceea noi nu aveam acces la internet cum este astăzi, la informație. Am început să mănânc tot ce prindeam, pâine, beam mult lapte. Efectiv am făcut niște excese încercând să cresc în masă fizică și sunt atâtea greșeli pe care le putem evita astăzi cu puțină îndrumare. În ziua de astăzi adolescenții se confruntă nu doar cu ce m-am confruntat eu, eram prea slab. Sunt mulți care dăm semnalul de obezitate de la 14 ani încolo. Lucrurile s-au schimbat un pic. Și acest program este o campanie de combatere a dereglărilor hormonale, indiferent că vorbim de cineva care are nevoie să dea jos niște kilograme, de cineva care are nevoie să-și găsească un echilibru psihic, pentru că mișcarea este nu cele din urmă și niște neurotransmițători care îți crește dopamina, serotonina. Despre ce vorbim aici? Despre niște adolescenți care trec prin anumite stări. Gândește-te că acel adolescent, dacă îl trimiți la sală și face puțină mișcare, serotonina crește, dopamina crește. Acel adolescent spre seară se simte energic, se simte plin de viață. Nu mai ai loc să fii trist, să ai depresie în viața ta când tu știi că la sală te-ai întâlnit cu 2-3 prieteni buni și stați de fiară. Da, există depresie? Nu e poveste asta. E o poveste cu depresia. Din păcate că există. Se poartă, am văzut mai nou. Tinerii din ziua de azi sunt depresivi? Din păcate cad în această latură, pentru că depresia vine ca un efect al singurătății. În primul rând al singurătății. Okay. Sunt foarte mișto chestiile astea pe care petrecem foarte mult timp. Ne oferă acces la multă informație, dar viața dincolo de informație este și relație. Ai văzut adolescenți stând 5-6 împreună și toți pe telefon? Nu prea ai văzut, așa-i? Nici eu n-am văzut. Când îi văd, este o raritate. Care e impactul pe care tu dorești să-l obții cu acest program? Vreau să conștientizez acești tineri că în momentul în care sportul este parte integrantă din viața lor, beneficiază nu doar din punct de vedere fizic, beneficiază din punct de vedere intelectual. Nivelul crescut de dopamină, care vin la dopamină, știi ce impact are asupra memoriei, asupra chiar memoriei de scurtă durată. Spune-mi. Îți dă posibilitatea să accesezi o informație, să o reții și să o oferi a doua zi aproape cuvânt cu cuvânt, ceea ce este o slăbiciune a sistemului nostru de învățământ, dar dacă vrei să treci cu brio prin acest sistem, uite, încă trebuie să memorezi multe lucruri. În adolescență nu știam de ce îmi iese figura asta, învățam joi seara și vineri dimineața mergeam la test. Am citit recent că nivelul crescut de dopamină crește concentrarea și memoria de scurtă durată. Uite un aspect al privitor la viața adolescenților, viața de școală, viața socială. Vrei să ai energia aia pe care o debordezi când te întâlnești cu prietenii tăi? Vrei să te pui la adăpost față de dereglări hormonale pe viitor? Sunt niște celule grăsoase care, dacă le arzi în tinerețe, nici nu apucă să se formeze. Tu poți să rămâi slab și să mănânci prost în tinerețe și nu pui un kilogram pe tine, dar acele celule grăsoase se formează. Și mai târziu în viață, pentru că nu ai făcut sport la timpul potrivit, te trezești că ai probleme cu obezitatea. Te trezești la bătrânețe că nu te operează un doctor pentru că nu ai mobilitate bună. Știi că motivul numărul unu pentru care sunt refuzați la operație oamenii în etate sunt condiția fizică precară. Ce ar fi? Lucru de reținut, nu? Ce ar fi să începem de tineri? Să beneficiem de vârsta la care hormonal suntem optimi pentru asta și beneficiem și social, și în carieră, și în viața de zi cu zi, cu toate aspectele posibile. Cam ăsta este impactul pe care vreau, conștientizare. Mi-aș dori să fim așa ca oameni. Doamne ajută, de ce nu? Hai să nu ne dorim doar, să și facem. Sună bine, dar eu am înțeles anumite principii. Dar ce mi-a rămas mie în cap e nutriția. Sfat. Mâncare acasă sau la restaurant? Simtim eu, la restaurant nu știm ce mâncăm. Okay. Știm numele. Știm în cel mai bun caz că este burger de nu știu care. Dar nu știm exact ce conține. Nu sunt împotriva
ieșirilor cu prietenii care mănânci la restaurant, dar dacă reușești să-ți gătești acasă de cele mai multe ori și crede-mă, nu mi-a nici 15 minute pe zi și mănânc de multe ori 6 mese, eu în 15 minute reușesc să-mi pregătesc 6 mese pe zi. Spune-mi, cum te organizezi? Îți organizezi mesele cu o zi anterioară sau la momentul respectiv? De multe ori, de multe ori cu o zi înainte, dacă sunt foarte ocupat a doua zi și nu reușesc, dacă reușesc mă trezesc dimineața, bineînțeles am tot la dispoziție, cumpărat din timp, okay, și îmi pregătesc dimineața pentru toată ziua. Spune-ne un mic dejun pe care l-ar putea face orice adolescent. Fulgi de ovăz, okay, cu afine, un pic de peanut butter, foarte simplu, poți să pui un iaurt peste, poți să pui apă peste, va avea un gust senzațional datorită afinelor și linguriței de peanut butter. Contează ce cantitate mănânci? Contează, aici nu pot să recomand grame pentru că nu știu despre cine este vorba, dar în funcție de nevoile tale, un nutriționist sau un antrenor îți va spune gramele potrivite. Am văzut o nouă idee care se tot promovează mai nou acum și prin rândul tinerilor și prin rândul nostru, adică al adulților. Așa. Intermittent fasting. Vreau să te întreb și pe tine despre lucrul ăsta și să-mi spui care e părerea ta. Mai e o chestie, n-aș putea să spun decât că e o chestie care funcționează într-adevăr. Depinde foarte mult cine o aplică. Nu aș pune un ectomorf, ectomorf fiind definiția celui care din start pune mai greu masă musculară pe el, dar se poate întâmpla că un ectomorf este și are grăsime în plus față de ce ar vrea să aibă, se numește skinny fat. Pe un ectomorf care are de dat jos câteva kilograme, nu l-aș pune pe intermittent fasting, pentru că el se uscă foarte repede. Îl vei vedea uscat la față, îl vei vedea și pierde și masa musculară de pe el, dacă nu are acel aport constant de carbohidrați. Însă, un intermittent fasting pentru un endomorf, cineva care este din start mai solid și are doar de slăbit și deja prin simplu fapt că a slăbit câteva kilograme, omul deja arată foarte bine, are o masă musculară, endomorf are din start o masă musculară mai bună. Ei bine, pentru endomorf aș vedea un intermittent fasting să funcționeze mult mai bine decât pentru un ectomorf. Deci din punctul tău de vedere nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea, dar funcționează aplicată corect. Și cantitatea de apă pe care noi o consumăm contează în funcție de kilogramele pe care le avem? Spre exemplu, am 105 kg sau eu am 81 de kg. Câtă apă ar trebui să beau eu într-o zi? Eu aș începe menționând că un copil de clasa 1, să pornim de acolo, okay, un copil de clasa 0, de clasa 1, la 25-30 de kg, ar fi ideal să consume între 1 litru și 1,5 pe zi, cel puțin. Acum, dacă copilul este sportiv și are activități fizice, joacă două ore pe zi fotbal, categoric va avea nevoie de mai multă apă. Vorbim la modul general. O doamnă, undeva pe la 55 de kg, între 2 litri, 2,5 litri pe zi. Și de la 90-100 de kg, minim 3 litri deci de apă pe zi. Deci dacă ai o viață, spre exemplu, nu sedentară, ai o viață cât de cât activă. Acum așa, nu ești un sportiv. Nu ești de performanță. Da, nu ești un sportiv ca să faci sport, spre exemplu, din 7 zile 5 sau 6. Sau 2 ore pe zi să tragi tare. Faci sport 2-3 zile. 3 zile pe săptămână, activități fizice legere, câte jumate, 40 de minute pe zi. Contează cantitatea de apă? Efectiv contează. Și cum am spus, am oferit minimum, da? Un copil de clasă întâi minim 1 litru, 1 litru jumate. O doamnă, domnișoară pe la 55 de kg, minim 2 litri, minim, da? Vorbim în cazul în care persoana nu face sport de performanță. Un bărbat la 90 de kg ar avea nevoie de 3 litri de apă pe zi ca să fie sănătos, ca să își asigure o hidratare corectă. În cazul de performanță cresc cifrele. Vreau să te mai întreb încă ceva, pentru că tot am văzut pe net tot felul de diete. Așa. Gen keto, gen Dukan, tot felul de diete de-astea, low carb, high carb. Da. Care e chestia cu ele? Mai sunt foarte bune subiecte pentru influenceri care au nevoie de urmărire. Okay. De ce? Pentru că e o idee deja existentă. Nu e ceva nou. Crede-mă, nu e ceva nou. În lumea bodybuilding-ului se practică de mult chestiile astea, dar se practică în etape și pe anumite perioade de timp. Însă, din nou, orice funcționează, aplicat corect, persoana e potrivită. Keto nu aș recomanda nimănui pe durată lungă. De ce să te privezi de carbohidrați?
De ce să te privești de carbohidrați o perioadă lungă de timp? Carbohidrații sunt energie. Da, corpul tău poate învăța să ardă grăsimile, dar nu este același lucru. De ce să arăți după 3 luni de zile sub la față și plin de riduri? Doar ca să ai un anumit număr de kilograme pe cântar pe care oricum poți obține clienții mei, mănâncă de 6 ori pe zi și dau un kilogram jos pe săptămână, pe lună. Pe săptămână 1 kilogram, pe lună 4 kilograme. Și mănâncă de 5-6 ori pe zi și mănâncă și carbohidrați. Contează ce mănâncă și cât mănâncă. Exact. Asta exact. Am înțeles din tot ceea exact. Ce mi-ai spus. Pe cantitățile, macronutrienții. Vreau să te mai întreb încă ceva. Referitor la mușchiul ăsta pe care noi îl avem. Așa. Că, din câte am înțeles, pentru fiecare om e cam individual. Categoric. O moștenire genetică da. De la bunicul, genetic, mama, tata. Sau memorie genetică. Sunt două lucruri diferite. Moștenire genetică înseamnă ce am luat eu de la tata, okay. De la bunicul. Da, dacă tata avea bicep frumos și am luat și eu bicep și de la tata. Dacă bunicul avea talie, am luat talia de la bunicul. Okay. Pentru asta n-am făcut mare lucru. Mi-au fost date la pachet cu informația genetică. Memoria musculară presupune te-ai antrenat într-o perioadă, okay. A intervenit ceva, nu ai mai putut să te antrenezi, ți-ai pierdut forma respectivă și te reîntorci în sală. În acest moment, memoria musculară te va ajuta să recâștigi condiția pe care ai avut-o înainte, în timp mai... Vreau să spun ceva. Deci eu ce am înțeles? Mai pe înțeles. Un mușchi antrenat va fi tot timpul mai sustenabil, cu toate că ai Categoric. Făcut o pauză. Categoric. Pentru a fi mușchiul exact. Antrenat și formul. Și își va reveni mai repede în caz de pauză. Doamne ferește, că pauze se întâmplă din motive, vari motive. Ce e mai greu? Să slăbești sau să te îngrași? Ce e mai greu pentru tine? De exemplu, îți răspund, dar te întreb pentru tine. Ce ai observat tu că e mai greu? Ce e mai greu pentru mine? Să slăbesc. Am avut și eu cândva vreo 90 și ceva de kilograme, vreo 96 de kilograme și m-am chinuit vreo 2 sau 3 ani de zile să le dau jos. Cum ai făcut o treabă remarcabilă, nu aș fi zis, uitându-mă la tine, evident, te văd îmbrăcat de stradă, așa, nu te văd în echipament sportiv, dar ai făcut o treabă remarcabilă, pentru că este o realizare. Ce este mai ușor depinde, din nou, foarte mult și de tipul somatic. Ectomorful slăbește mai ușor. Endomorful slăbește mai greu. Ectomorful, slăbind mai ușor, dă mai ușor și masă musculară jos, ceea ce nu este de dorit. Deci, plusuri, minusuri la fiecare. Pentru majoritatea oamenilor însă, în ziua de astăzi, cred că este mai ușor să pună kilograme. Pentru că trăim într-o cultură a cărnurilor injectate, a fructelor injectate, vorbim despre deja o grămadă de hrană la care, dacă nu ai crescut-o în curtea ta și nu știi exact ce cumperi, riscul este să te trezești cu niște kilograme în plus. Bine, dar e foarte greu în ziua de azi să respectăm toate regulile astea, pentru că majoritatea Categoric. Stăm în oraș, la bloc, nu avem posibilitatea să ne creștem. Exact. De aceea sportul, din nou, mă acces pe un antrenament cardiovascular, da? Okay. Îți cureți prin transpirație, prin simplu fapt că tu arzi ceea ce ai consumat și îți cureți corpul. Este o chestie fenomenală pentru corp. Deci un om care mănâncă exact aceeași hrană și îl iei pe unul care stă la birou toată ziua sedentar și unul care face sport, dă-le să consume aceeași carne, aceleași cartofi, aceleași legume, aceleași rezultatele fructe. Rezultatele sunt diferite. Pentru că unul își curăță în permanență corpul, altul acumulează în continuu. Vreau să fiu un pic rău. Bigorexia asta. E o boală în culturism? Bigorexia, da, opusul anorexiei, evident. Este mai mult o boală despre care se vorbește decât pe care o întâlnești. Okay. Ce vreau să spun cu asta? Învârtindu-mă în anumite cercuri de sportivi de performanță, particip anual ca și competitor men's fizic la competiții internaționale și cunosc foarte mulți atleți. Eu sunt la categoria men's fizic, dar am prieteni care sunt la bodybuilding, unde chiar trebuie să fim masiv. La men's fizic se merge mai mult pe armonie, pe estetic, pe un trup cât mai aproape de limitele unui trup normal. Okay. Însă, prietenii mei din categoriile mari de bodybuilding
nu i-am observat niciodată să aibă un comportament dubios legat de asta. Și mă uit și la oameni deja realizați care, uite, un Arnold Schwarzenegger, mai arată ca și pe vremuri. Nu mai arată. Îl vezi supărat? Un Dorian Yates, nici pe departe nu arată. Arată bine, arată sănătos, dar omul și-a revenit la niște, la un volum standard normal pentru un om de vârsta lui. Referitor la asta. Un om fericit. Este un om fericit. Un om care contribuie atât de mult în viața celorlalți. Acum, dacă îmi dai un tip dezaxat mental și îl pui pe antrenament la sală, s-ar putea să dea ambigorexie, s-ar putea să dea anorexie și în alte probleme. De asta te întreb, referitor la acest subiect, cu toții știm că există tot felul de tevatori și tot felul exact. De lucruri spuse despre suplimentele astea pe care le luăm la sală. Și știi ce e în butoiașele alea pe care le consumați voi la sală. Exact, exact, am să-ți răspund. Spune. Uite, există niște preconcepții, toată lumea se teme de cele butoiașe. Ca și concentrat, lasă-mă te rog un pic, pe spui tu. Concentratele de pui, știi că le dai concentrate la niște pui ca să crească într-o săptămână cât nu cresc alții în 3 luni sau tot frumos de ăsta care crește peste noapte. Exact. Preconcepțiile astea, care-i faza cu ele? Măi, temerile sunt, în general, oamenii se tem de ceea ce nu cunosc. Nu se tem de o masă cu carne de porc, cu cartofi lângă și cu murături, care este foarte greu de digerat. Pentru că este foarte greu de digerat. Dacă iei două cupe și trebuie să iei numai una după un antrenament, dacă spui două cupe de proteină cu zer, care este o proteină prefigurată cu enzime digestive, fără carbohidrați, fără grăsime, corpul tău reacționează mult mai bine la acea proteină, acel prăfuleț pe care îl pui tu, da? Decât la acea masă de porc cu cartof și cu murătură. Da, eu am mai văzut niște lucruri acum referitor. Noi avem undeva nevoie la 100 de grame de proteină, adică așa, pe care să o consumăm zilnic, în fiecare zi. În funcție de greutate. Cu toții știm acum pieptul de pui, câtă gramă de proteină, 28, cărnurile, peștele, una alta. Dar așa, dacă tu consumi carne de porc fiind destul de low în proteină, trebuie să mănânci undeva la câteva kilograme. Nici nu-mi imaginez cum ar fi să-mi fac plinul de proteine din carne de porc. Eu personal nu prea consum în mod constant. Acum dacă merg la bunica în sat și mă servește, normal că o să gust. Dar ai atins un punct foarte important, pentru că vezi, de asemenea, este greu să-ți atingi acea cifră de proteine necesare trupului tău pentru a crește doar din alimentație. Și uite așa, apelăm la un mic ajutor cu o proteină calitativă de la un brand de încredere. Ok. Am mai văzut un videoclip de al tău, o postare de-a ta, în care vorbeai despre abdomene. Uite, spre exemplu, eu, dacă vreau să fac multe abdomene, o să dau burta jos? Poți să faci câte abdomene vrei tu. Dacă te înfometezi în acel timp, așa, și faci pe durată de câteva săptămâni și te înfometezi, da. Însă nu-ți recomand nici înfometarea, nu-ți recomand nici să faci multe abdomene. Abdomenul este un mușchi ca și orice alt mușchi. E suficient să lucrezi o dată sau de două ori pe săptămână. Hai să zic, poți să-l faci de 3 ori dacă chiar insiști. Însă merge mână în mână cu nutriția. În afară de liposucție, și din nou nu recomand nimeni nici pe aia, nu există nimic magic care să-ți ia grăsimea dintr-un anume loc de pe corp și să-ți curețe doar acea zonă. Slăbim și de pe brațe, și de pe spate, și de la picioare, slăbim de pe tot corpul. Și normal că ajungi să dai jos, dar este ultimul strat care îl dai jos. De aceea este greu. Este ultimul strat de grăsime din zona abdomenelor și zona lombară. Nic, spune-mi un secret de-al tău. Așa. Despre febra musculară și recuperarea musculară. Spune-mi un secret. Secretul nu-ți spun. Îți spun atâta. Trebuie să te îndrăgostești de ideea că ești viu, Septimul. Când ești viu să și trăiești, nu? Te vei bucura că ai febră musculară, pentru că am o veste pentru ei. Numai oamenii vii care sunt activi au febră musculară. Să n-ai cum, că trăiești, nu? N-ai cum să o eviți, din păcate, decât mergând mai des la sală și se diminuează efectul. Știi ce am mai citit pe net? Am citit o chestie acum, nu știu, vreau să aud și părerea ta referitor la subiectul ăsta. Ginecomastia asta la tineri. Da. E produsă de fast food?
Dovești științifice eu n-am auzit să fie în acest sens. Dar ai auzit și tu, nu? Am auzit, da. Este o teorie care circulă. Mai circulă și că de la cărnurile injectate și de la carne de pui și de la, în general, cea mai injectată e carnea de pui. Vreo carne curată ea de curcan sau de vită. E mai curată, serios. Ok. Și carne mai curată. Și peștele, acum spune, de mercur și de... Dar sunt atâtea tipuri de pește care, hai să fim serioși, poți să-l consume aproape zilnic. Eu consum ton, consum cod, consum somon. Nu în fiecare zi somon. O dată pe săptămână consum somon. Ginecomastia este, în general, o condiție moștenită genetic. Dar sunt de acord cu tine că există niște triggers care pornesc asta și poate să fie de la alimentație. Dovești științifice concrete nu avem. Am cercetat subiectul. Nu sunt dovești științifice concrete în acest sens. Dar probabil se vor descoperi în timp. Dacă tot am discutat de ginecomastie, vreau să te mai întreb încă ceva. Există o diferență majoră între a antrena un bărbat sau o femeie? Categoric. Trebuie să ai grijă ca femeia aceea să rămână feminină conform cerințelor ei de la începutul colaborării și bărbatul să arate cât mai masculin. Am antrenat într-o perioadă un bărbat care a vrut să antreneze toate grupele musculare, mai puțin trapezi. El a spus că e foarte urât să ai acolo cu coașa aia de cămile. Și mă uitam la el și nu avea nici cea mai mică tentă el de a dezvolta acea bucă. Dar el era convins că nu trebuie să antreneze trapezii. Și ce să faci cu omul? Nu poți să-l obligi să-și antreneze trapezii. Dar trebuie ținut cont de ceea ce își dorește omul respectiv. Categoric. Depinde. În general, fetele își doresc să arate feminine. În general. În general, dar da. Am mai văzut și... Sunt cazuri de sportiv de performanță care câștigă existența din bodybuilding și atunci deja este un caz aparte. Dar fetele care vin la sală își doresc să arate feminine. Dăm un exemplu de un bărbat. Așa. Care arată bine din punctul tău de vedere. Uite, eu concurând la men's fizic, admir foarte mult cei din categoria men's fizic și classic fizic, Chris Bumstead. Okay. Chris Bumstead este un bărbat complet din punct de vedere fizic, 4 ori deja Mr. Olympia la classic fizic, iar la men's fizic ți l-aș da pe Eric Banks, care a câștigat anul ăsta, un tip tot așa, un look foarte natural, dacă îl vezi în haine îmbrăcat, umblând pe stradă, îți dai seama că este sportiv, dar nu este nicio exagerare. Arată foarte armonios. În general, spre trupurile armonioase ne fuge ochiul, trebuie să recunoaștem asta și oamenii care arată armonios ne inspiră și pe noi restul să ne dorim să facem ceva. Pentru că îți dau impresia că poți să ajungi și tu acolo. Este ceva realizabil și pentru tine. Și normal că ești mai motivat să te apuci de treabă când înțelegi că ai putea și tu ajunge la ceva asemănător. Evident, tu vei fi versiunea ta cea mai bună, dar de ce să te intimideze cineva care are 140 de kilograme și tu știi că în veci nu o să ajungi acolo la forma aia cu mușchi așa de Hulk, știi? Există performanță și există oameni de rând care vor să se bucure de o viață sănătoasă. Eu am înțeles un lucru. Totul depinde de tine. Puterea e la tine. Asta doresc și eu să înțeleagă toți. Și tu, în primul rând, trebuie să-ți dorești să faci lucrul ăla, să-ți dorești să faci ceva, în primul rând, pentru tine. Că, categoric, din tot ceea ce îmi spui tu, asta înseamnă mentalitatea și modul tău de a gândi și de a vedea lucrurile. Referitor la subiectul ăsta, mai vreau să te mai întreb încă ceva. Da. Despre niște reguli de conduită în sală. Da, aici ar trebui scrise pe toți pereții, știi? Okay. În primul rând, igiena personală. Hai să o luăm de la prosop. Dar vreau să spun o glumă înainte. Aștept. Noi, ca români, ne-am născut la 8 ani. Bă, ne-am născut uneori și mai târziu ne-am născut. Sau părinții noștri au fost plecați în, așa, la lucru. Okay. În primii 7 ani, nu știu. Adevărul este că oamenii sunt receptivi, dacă le spui frumos. Trebuie să-i câștigi. Oricine face o greșeală în sală, încerc să mă apropii de omul respectiv, prietenește. Dacă îi spui omului că puți, miroși urât, ce ai făcut? L-ai jignit, omul deja se apără, știi, este în defense mechanism și numai el câștigi. Degeaba, l-ai jignit, l-ai supărat, l-ai insultat. E greu să atragi observația, mai ales de lipsa de igienă, mai ales lipsa prosopului, lipsa echipamentului corespunzător.
Regulile de bun simț sunt, pornesc din nou, de la igiena de acasă. Tu degeaba vii la sală cu un tricou nou dacă tu nu ești spălat și miroși rău în momentul în care intri în sală. Degeaba faci duș după dacă e același haine pe tine la sfârșit, înțelegi ce zic? Sau se dacă poartă. Lași tricou în geanta aia să se împută. Se poartă asta? Din păcate se mai poartă. Aoleu, știi ce vreau să te mai întreb? Cum e să fii antrenor personal? Este bucuria cea mai mare, uite, eu sunt antrenor personal, sunt și profesor de pian, lucrez cu oameni constant. Bucuria cea mai mare e să-l ajuți pe un om să reușească, să evolueze. Și asta se vede în ochii lor. Uitam acum câțiva începători au venit așa după cuvalul ăsta de New Year Resolution, știi, după anul nou. Păi și sunt atât de fericiți oamenii că au dat jos câte 2 kg în 2 săptămâni. Îmi trimit cu bucuria, deci nu doar primesc pozele cu cântarul, primesc o grămadă de iconițe care dacă le-aș vedea gestica feței, știi că oamenii aia s-ar până în tavan de fericiți. Viața răsplătește acțiunea, nu visarea? Cât de adevărat? Cine a spus asta? Tu! Mulțumesc că mi-ai amintit. Da, o întrebare pe care a pus-o Tony Robbins. Eu am fost student în Statele Unite și unul dintre cele mai mișto lucruri a fost că am participat la o conferință, Tony Robbins, am câștigat biletul la o conferință. Bine, era vorba de vreo $15,000, nu-mi permiteam ca și student să-l plătesc, dar l-am câștigat și am absorbit tot. Tony Robbins s-a chemat pe scenă niște oameni și i-a întrebat care este cea mai mare putere pe care o avem noi ca oameni. Au zis informația, alții educația, inteligența, ambiția, voința. Și Tony a ascultat pe toți și i-a întrebat, dar dacă nu faci nimic cu tot ce știi, n-ai obținut niște rezultate? Și un copilaș din sală a zis, action. Și tot mai n-a știut, a crezut că action trebuie să începe filmarea sau ceva. Și Tony l-a chemat și a zis adevărul. Copilul ăsta a înțeles. Cea mai mare putere este acțiunea. Bun, unul, acțiunea. Și încă două mai vreau să aud. Dă-ne 3 sfaturi. Acțiunea? Acționează. Nu te descuraja dacă nu îți iese, îmbrățișează eșecul. Okay. Trebuie să eșuezi ca să reușești în final. Și al treilea este începe acum, nu mâine. Nu lăsa pe mâine ce poți să faci ieri? Nu lăsa pe mâine nimic. Lăsa pe mâine nimic, că nu-i sigur. Unde te vezi peste 3 ani? Uite, este o întrebare mișto. Îmi place să păstrez toate lucrurile astea intim pentru mine. Okay. Nu cred în a rosti cu voce tare țelurile. Știi de ce? Pentru că uneori îți iei răsplata prin admirația celorlalți. Pentru că deja ai rostit niște lucruri și îți primești răsplata și admirația. Tu nu vrei să-ți primești răsplata. Nu o meriți până n-ai realizat. Așa că mai bine taci și faci. Însă peste 3 ani mă văd făcând cu pasiune același gen de lucruri pe care deja le fac. Pentru că sunt aliniat pe direcția pe care vreau să progresez. Super tare. Super tare. Doamne, deci la fel suntem cu toții. Chiar am ajuns aproape la sfârșitul întrebărilor, dar înainte de astea mai am încă 2 întrebări. Una pe care a pus-o invitatul pe care l-am avut anterior la podcast. Să vedem întrebarea surpriză. Te mută întrebare surpriză. Și una pe care va trebui tu să o pui, dar fără să o rostești. Mi-o scrii pe telefon, mi-o trimiți, fără să o rostești, ca să rămână secretă pentru... Perfect. Am înțeles practica, da, foarte mișto. Pentru următorul invitat. Și fii atent. Întrebarea. Alex Jur a pus întrebarea, campionul nostru la box. Știi? Așa. N-a știut cine va fi următorul invitat. Vrei să te apuci de box la Alex Jur Gym? De ce nu? Sunt totdeauna dornic de a face chestii mișto și mai ales că e vorba de un campion. Cât de des îți oferă un campion ocazia să înveți de la el? Da, îi răspund da. Ok, și acum te voi ruga să-mi scrii tu întrebarea acum și să-mi o trimiți să rămână totul înregistrat. Știi, să primesc întrebarea, că de această dată am uitat să aduc foaie și pix. Că perfect, uite aici. Se mai întâmplă și genul ăsta de lucruri. Și vreau să-mi rămână întrebarea pentru următorul nostru invitat. Din ce domeniu dorești tu? Și cum dorești tu? Uite, ți-am formulat-o deja.
trimis. Super. Nic, îți mulțumesc că în această seară am purtat o discuție pentru mine, pentru mine în primul rând, a fost foarte educativă. Am învățat foarte multe lucruri pentru care și eu îți mulțumesc. Și pentru și mine să interacționez cu tine, pentru că te-am vizionat și te-am admirat așa din umbră și cunoscându-te a fost o experiență plăcută. Și chiar mai doresc să mai facem un podcast pe un alt subiect într-un viitor apropiat, în care să mai discutăm. Te aștept cu drag invitația. O seară frumoasă. Îți mulțumesc.